Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela, emisiunea Tarotela, de asta dată vorbim despre berbecuți, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în berbec. Decembrie 2020, ultima lună a anului. Nomine, urmează un an greu, pregătiți-vă, este super mișto ce va veni, super, super fain. Energia generală, semn de foc, voi, dragii mei, eventual altcineva dacă vreți, dar totuși îmi place să vorbesc despre voi, ce aici, nu știu ce aici, așa, voi vindecându-vă. Excelent, am văzut și trei de cupe. Vă bucurați de șase de cupe, iar șase de cupe este, trei de cupe înseamnă prietenie, momente faine cu prietenii, șase de cupe, iar e o carte a prieteniei, poate să fie și a împăcării sau întâlnirilor cu oameni din copilărie, din tinerețea voastră, pentru unii suflete cu care v-ați mai întâlnit în alte vieți. Asta așa, varianta mai răruță. Însă și trei de cupe și șase de cupe reprezintă un moment fain, un moment fain cu prietenii. Sau cu o persoană care vă aduce aminte de trecut într-un mod frumos și reprezintă ceva special în sufletelul vostru. Ce mai a apărut? A mai apărut temperanța, super, am păstrat-o, da? Ca să vedeți să se confirme faptul că aveți nevoie, ați început unii dintre voi acest proces de vindecare. Excelent, dragii mei, vă pup și vă îmbrățișez pentru această decizie luată. Temperanța, aveți răbdare, pentru că vă trebuie timp să vă echilibrați masculinul și femininul. Latura voastră marțiană cu latura voastră venusiană, că toți avem o latură masculină și feminină, da? Casa întâi și casa șaptea și mai multe, în fine, a doua și a opta. Toți avem masculin și feminin. Folosiți-vă latura voastră creativă ca să vă vindecați. Asta de fiecare dată o să vă spun când văd asemenea cărți. Faceți artă, faceți o formă de artă. Nu contează dacă este contestată, dacă este acceptată. Faceți forma voastră de artă ca să vă vindecați. Trecând peste asta, forma voastră de artă, încercați și beți mai multă apă, faceți mai multe băi. Faceți mai multe băi, băi cu plante, ca să vă purificați de energiile negative. La capătul setului de cărți, trei de spade. Trei de spade știți că înseamnă dezamăgire. Însă dezamăgirea aceasta va duce o cunoaștere. Aici sunt altfel de cărți. Va duce o cunoaștere profundă față de voi, prin această vindecare, provocare la vindecare și autocunoaștere și echilibrarea masculină cu femininului. Da? Și altor persoane, altor situații, moarte și renaștere, da? Death, rebirth, wisdom, moartea vechiului, da? Este un șarpe, lăsați pielea veche, vechiul ego și nașteți, renașteți, oul cosmic, da? Renașteți în înțelepciune după toate conflictele prin care ați trecut. Trebuie să vă găsiți, nu contează vârsta pe care o aveți, să vă găsiți înțelepciunea voastră și asta se face pas cu pas și vorba chiar într-un film am văzut, da? Nu poți să ajungi la excelență fără să greșești. Greșim tocmai ca să învățăm. Altfel, dacă n-am greșit, lecțiile n-ar fi atât de profund învățate. Ia uite, regele de spade cu unii, semn de aer pentru unii, cu unii, așa zic eu uneori mai, semn de aer pentru unii. Dar, trecând peste varianta asta, în primul rând, voi trebuie să vă găsiți adevărul. Rațiunea, să vă păstrați rațiunea într-o situație care v-a dezamăgit, iar semn de aer pentru unii, dar nu obligatoriu. Vorbiți mai puțin și inspirați-vă, vindecați-vă, manifestați creativitatea și vorbiți ce este esențial. Însă, repet, vorbiți după ce vă vindecați, după ce vă găsiți principiile și adevărul. Până atunci, mai puțin teamă, eventual. O, da, o separare de un semn de aer clar pentru unii. Și separarea asta, dragii mei, vedeți, turnul v-a dat întreaga viață peste cap, va duce puterea de a manifesta, magicianul, abundența și nu doar abundența, dragii mei, partenerul sau partenera voastră divină. Apare împărăteasa și o să vedeți că mai apare încă o dată. Mai apare la cărțile acestea, împărăteasa de două ori, latura voastră feminină și masculină. Vă echilibrați masculinul și femininul și pentru că sunteți marțiani, aveți nevoie de feminin, unii, majoritatea. Ok. Hai să vedem. Mai amestec o dată berbec cu soare, lună, Venus, ascendent, lună, dăm berbec. 2020, decembrie. Hai să vedem. 3-3-3, n-am mai făcut de mult așa. Trecut aproximativ luna.
trei de bâte, regele de cupe. În trecut, în prezent, 7 de cupe, 9 de cupe super fine, 4 de cupe. Interesant că am văzut și mai devreme 36 de cupe. Multe emoții. Stări emoționale. Treceți prin niște stări emoționale pentru că așa se întâmplă în procesul de vindecare. Regele de bâte, zic eu că sunteți voi. Yes. Partea voastră masculină, că tot am văzut-o pe împărăteasă, da? 6 de monede. Și regele de monede. Voi echilibra și financiar eventual. Ia uite, iar a vrut să revină. 6 de cupe. 6 de cupe. Aflați adevărul într-un mod neașteptat și adevărul ăsta vă eliberează, vă aduce mulțumire. Aflați adevărul despre o legătură de suflet. Ar trebui să clarific, dar zic că este suficient. Aflați adevărul despre această legătură profundă de suflet din trecut, eventual pentru unii, într-un mod neașteptat, începeți să comunicați cu cineva din trecut. Și trecutul poate să fie și o viață anterioară, dar eu zic, prietenie din tinerețe, măcar atât, sau din cartier, sau de pe unde stați, și începeți să manifestați o stare de bucurie și vă detașați de situații neplăcute prin care ați trecut. Începeți să visați. Această comunicare emoțională și în adevăr și e sinceră, vă aduce o stare de euforie și vă ajută să vă detașați de niște situații neplăcute. Am zis că asta e energia generală, da? Masculin și feminin. Aveți multe emoții, dar e drăguț că aveți și foc. În trecut, lună, 3 de bute, regele de cupe. Ați așteptat marea dragoste. Poate că o mai așteptați. Unii dintre voi. Ați așteptat marea dragoste. Uitându-vă la lună, unii dintre voi ați învățat să faceți manifestări, să comunicați cu luna, pentru cei ce știu ce zic, ce înseamnă lună nouă, lună plină, și să manifestați, pentru că trei înseamnă comunicare și comunicarea aduce manifestare. Însă, au fost niște secrete eventual pentru unii într-un triunghi amoros, vă dau și varianta asta, pentru unii e valabilă, pentru alții nu e valabilă. Și aceste secrete au făcut ca să nu vă puteți arăta dragostea sau cei la care v-ați gândit, pe care i-ați așteptat la un drum, să nu poată să-și arate dragostea din cauza unor situații. Nu zic musai secrete, neînțelese, o confuzie din punct de vedere emoțional. Asta e un mesaj. Deja am dat două. În trecut luna. Posibil că aveți voi planete în semne de apă de a atrageți atâtea emoții. Deși ați experimentat niște neînțelegeri din punct de vedere emoțional, dinspre voi, neînțelegerile acestea, confuziile astea vin și dinspre voi, dar și dinspre persoanele cu care ați avut de-a face, ați învățat. Pentru că 3 e Mercur și Mercur înseamnă și învățătură. Ați învățat să sperați că dacă, și e minunat, asta înseamnă vindecare, asta confirmă faptul că vă echilibrați masculinul și femininul, vedeți cartea, da? Și că intrați pe vindecare. Ați învățat să vă echilibrați emoțional. Eventual, poate cineva din viața voastră, dacă sunteți în curs de învățătură, eventual să fi venit cineva în viața voastră, pentru că regele de cupe este o energie frumoasă, varianta lui superioară. Vorbesc acum despre energiile superioare. Am dat varianta cu triunghiurile, însă regele de cupe poate să fie un consilier, bărbat, femeie, nu contează, este persoană matură, peste 40 de ani, care vă susține emoțional. Posibil comunicarea să fi fost pentru unii la distanță, să fi fost și telepatică, și luna și regele de cupe vorbesc emoțional și folosesc alte căi de comunicare. Însă, în acest context, cărțile arată bine. În prezent aveți 7 de cupe, 9 de cupe și 4 de cupe. Încă sunteți supărați din cauza unei povești de dragoste. Dar cel mai fain este că central,
apare acest 9 de cupe. Sperați, am zis, dacă în ultima vreme ați început să sperați, acum în prezent aveți o stare mult mai confortabilă. Începeți să visați și să vedeți că aveți oportunități și să vă înțelegeți și să vă iubiți, pentru că asta înseamnă marea dragoste, dragii mei. Înseamnă să vă iubiți, vedeți, da? Să vă iubiți și pe voi înșivă. Și asta e o iubire profundă, să vă înțelegeți defectele, să lucrați la ele, să le acceptați și să vă dați timp, răbdare, da, temperanță, răbdare, să vindecați defectele. Sunt multe, e o chestiune profundă. Dar în prezent aveți 7 de cupe, 9 de cupe, 4 de cupe. Așteptați totuși o nouă dragoste, așteptați această nouă dragoste din partea cuiva. Dar până una alta, și ar fi minunat, ar fi minunat să și confirmați, până una alta învățați să vă iubiți pe voi, că nouă de cupe se iubește pe el. Îi mai trebuie încă o cupă, cupa aceasta mare, astrul, regele, regina, da? Ca să poată să fie fericit în totalitate. Dar cum putem să fim fericiți, dragii mei, dacă nu suntem fericiți cu noi? Cum putem să-i vindecăm pe alții dacă noi nu suntem vindecați? Cum putem să echilibrăm pe alții dacă noi nu suntem în echilibru masculin și feminin? Așa că eu zic că sunteți pe cale, dacă nu chiar unii ați și învățat, unii care ați trecut prin niște dezamăgiri, sunteți pe cale să învățați lucruri despre care am tot vorbit. Și să vedeți oportunitățile. 3 de băte vorbește despre anticipare, o viziune în viitor. Și ce văd eu aici? Pentru că ați văzut în trecut, au fost niște momente cheie în anumite poziții lunare, ați avut niște momente de revelație sau de setare, în care v-ați setat mental și întreaga ființă și focul interior să vă atrageți aceste oportunități. Și încep să apară. Oportunitățile sunt aici, 7 de cupe, sunt multe. Sunt 7, cel puțin. Dar cea mai importantă din aceste cupe este cupa voastră, relația cu voi înșivă. În momentul în care voi veți alege din toate aceste oportunități și posibilități pe care le puteți manifesta, vă veți alege pe voi, dar nu la modul egoist. Nu, la modul înțelept, că vorbim de vindecare și înțelepciune, dragii mei. Nu uitați de renaștere. Renaștere, da? Că știți engleză? Și înțelepciune. Puteți să manifestați această nouă cupă. Deocamdată o parte din voi încă e supărată. Pentru că a fost un triunghi amoros, am zis și varianta asta, sau au fost niște prieteni care nu v-au susținut în calea voastră, nu v-au echilibrat masculinul și femininul. În viitor apare regele de bâte. Vă găsiți, vă regăsiți energia, renașteți în foc, în pasiune. Și nu doar atât, vă regăsiți autoritatea, aveți doi regi. Acum vorbim, dacă până acum au fost emoții, acum apare forța masculină. Am vorbit de echilibru feminin și masculin. Vă echilibrați și energetic focul și financiar. Monedele. Apare 6 de monede. Pentru unii, foarte posibil să primiți un ajutor financiar, care să vă aducă această stabilitate financiară. Mult m-aș bucura să fie pentru câți mai mulți această veste reală. Nu că n-aș da vești reale, dar dau mai multe vești. Deci aș vrea să fie vestea asta pentru cât mai mulți. Unii dintre voi sunteți între două figuri masculine, una care vă este mult mai aproape de firea voastră, reprezintă foc, alt semn de foc eventual, sau altcineva cu marcaj în leu, în săgetător sau în berbec, altcineva, în cazul în care acest rege de bâte nu vă reprezintă pe voi, și între un semn de pământ. Și atunci va trebui să alegeți. Pentru că, ce înseamnă vindecare și înțelepciune? Încercați să evitați triunghiurile amoroase pe care le-ați mai trăit cândva. Da, aveți mare grijă, alegeți, echilibrați-vă. Eu zic că în principiu am dat destule mesaje. Faceți separarea între unul și celălalt, pentru că nu toate se pot manifesta la voi. Hai să mai vedem. În trecut, confuzii, stare de visare și multă pasiune. Ați avut multă pasiune pentru cineva, ați visat.
dar ați visat la ceva pe care nu l-ați înțeles. În prezent aveți acest 6 de monede. Pentru unii poate să fie cineva cu marcaj, poate chiar voi aveți marcaj în taur, că apare de 2 ori. Dar în prezent, sperați la o finanțare. De-aia zic, vedeți oportunitățile în sare, vedeți ceva, că se apropie de voi. Și sperați, aveți multă încredere, că ajutorul financiar sau persoana respectivă vă va echilibra într-un mod neapărat financiar, într-un mod practic. Vă va da sfaturi practice, vă va susține practic, nu musai financiar. Se poate în multe căi. În viitor apare, acum citesc altfel, pe vertical, nu mai citesc pe orizontal, în viitor apare regele de cupe, 4 de cupe și regele de monede. Iar sunteți puși să alegeți. Ce faceți? Alegeți cupa, alegeți dragostea sau alegeți stabilitatea? Iar trebuie să alegeți între două. Ia uite, sunt trei figuri masculine, de fapt. 1, 2, 3. Trei figuri masculine. Trei semne de apă, nu, și cu lună 4 și am mai văzut mai devreme. Ia uite, și 6 de cupe, da? Hai să clarificăm 4 de cupe. Ce înseamnă 4 de cupe acum, în prezent? De eu zic că începeți să meditați, să vă luați timp de gândire, de alegere, dar aveți grijă să nu vă luați prea mult timp ca să nu pierdeți oportunitățile, pentru că tocmai sunteți pe cale să le manifestați. Ați văzut în zare niște. Ați anticipat niște schimbări, v-ați dorit și au venit, încep să vină. Niște schimbări în bine. Eu așa le văd în bine. Asta e singura energie mai supărată. Rămâne de văzut cine ar putea să fie acest. Cine e 4 de cupe? Sau ce este, reprezintă? Clarifică 4 de cupe. Magician. Aici, faptul că sunteți încă, există o doză de supărare din cauza decepțiilor prin care ați trecut. Aici este. Pentru unii, să fiți supărați că cineva v-a manipulat, clar cu magicianul cineva v-a păcălit, că magicianul păcălește. Dar voi încă, dar voi ați învățat să repet, sau începeți, sau învățați și vă doresc succes, să vă bucurați de voi. Să înțelegeți că până să aveți o relație sănătoasă cu altcineva, trebuie să aveți o relație sănătoasă cu voi. Și interesant că este îmbrăcat în mov, da? Nu mai este Marte care acționează din impuls, nu. Este o vibrație înaltă conectată, e a șaptea ceacră, conectată la divinitate. Eu zic că unii dintre voi chiar implementați niște lecții, această înțelepciune pe care trebuie să o găsiți mai devreme sau mai târziu, această renaștere, vindecare, echilibru, da? Ia uite, separare, cineva separat de cineva care v-a manipulat. Și separarea asta va aduce iar, nu musai către un semn de pământ, începeți să manifestați echilibru vostru, repet, nu musai financiar, practic. Să aveți banii, să vă închiriați o casă, un apartament, să aveți bicicleta voastră, mașina voastră, chestii de genul ăsta, să începeți o nouă lume. Să renunțați la situațiile, responsabilitățile, situațiile ca sau relațiile care vă consumă și să începeți-o practic, ia uite, să o luați de la zero, practic, nu doar așa visând. Și aveți răbdare că se va întâmpla, se va întâmpla. Ce ar mai trebui să clarific, ar trebui să mai clarific. Și iar, încă un mesaj, are legătură într-un fel sau altul și cu celelalte. Dacă mai există această doză de supărare undeva în spatele vostru, în umbra voastră, din când în când vocea interioară vă mai șoptește să nu aveți încredere, să mai stați ca să plânzeți tu, la 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 la, cu cât stați prea mult în această vibrație supărăcioasă, tristă, depresivă, cu cât stați prea mult, vă întârziați și vă afectați puterea de manifestare. Da? Vă întârziați puterea de manifestare.
Iar. Interesant. Pentru cei care vor să aplice ce am zis mai devreme, să manifestați creativitate în procesul ăsta de vindecare, să creați ceva și în momentele de tristețe puteți să creați, pentru că magicianul creează. Face muzică, poezie, e Mercur. Mercur, varianta sa creativă, superbă. Hai, mai dăm o carte pentru șase de... Că nu ne interesează foarte mult trecutul, ne interesează mai degrabă viitorul. Pentru șase de monede. O carte pentru șase de monede. Dar eu zic că vă echilibrați cu aceste cărți. Aveți și masculin și emoții feminin. Și confirmă faptul, da, că intrați pe echilibru. Pe vindecare. Clarifică în șase de monede. Și vă felicit dacă faceți acest lucru. Vă rog frumos. Țineți-mă. Ia uite, asul de bâte. Superb. O idee, ceva care vă aduce echilibru, un ajutor care vă ajută să începeți o afacere sau ceva, să mișcați ceva. Să mișcați ceva. Unii vă regăsiți credința. Unii vă regăsiți credința după o perioadă de blocaje. Blocaje pot să însemne foarte multe, inclusiv carantina. De probleme financiare, cum am zis mai devreme, 5 și 6, acum vă veți redresa în curând, într-un fel sau altul. Așa, cu această idee, cu această ofertă, un as. O scripire. Evident că poate să fie și o nouă relație, dar cel mai important este să luați asul ca pe inspirație, da? Și depășiți, ia uite, depășiți durerile. Depășiți durerile. Ciclul ăsta de trădări, de suferință, de stat la pat, de depresie. Multe datorate unor probleme de comunicare cu ceilalți, ați avut oameni negativi, situații negative, care v-au atras și sărăcie financiară și lipsuri. Da? Sau ați stat, dragii mei, ați stat unii dintre voi în relații care nu v-au adus fericire, ați tras unul de altul să fiți împreună. V-a blocat creșterea spirituală, trezirea. Am văzut și turnul. Dar eu, așa cum văd cărțile, văd cărți faine. Văd cărți faine. Din punct de vedere sexual, ce a vrut să se arate? Spânzuratul și șase de spade. Iar ați avut niște amânări. Ca asta înseamnă spânzuratul. Fantezii. Se vede și aici șapte de cupe. Fantezii, casa a 12-a necunoscutului. Dar vreți să lăsați în urmă fanteziile, așteptările, amânările. Vreți să rupeți lanțurile acestor iluzii, da? Și să mergeți mai departe către fapte. Să vă manifestați, da? Pasiunea. Adevăratul vostru foc. Și ce interesant că s-a oprit la, dragii mei, împăratul și împărăteasa. Puteți să fiți voi aici, poate să fie perechea voastră, împăratul și împărăteasa. Am zis, în momentul în care lăsați relațiile care v-au dezamăgit, trei de spade, da? Renașteți. Amânările, ia uite, amânările, luna, confuziile, așa? Renașteți și vă ridicați în vibrație și vă atrageți perechea divină. Aici apare un cuplu divin, împăratul și împărăteasa. Și 10 de bâte, în acest context, vă implicați total. Pentru că aveți energie, pentru că v-ați vindecat. Dar dacă nu vă lăsați timp de vindecare, nu o să vă puteți implica. Pentru că veți trage de voi cu rănile pe care le aveți din trecut. Hai totuși să mai amestecăm o dată. Berbecuț, soare, lună, Venus. Îndrăgostiții. Ia uite, trebuie să alegeți. O luați de la zero sau ce faceți? Dar trebuie să alegeți. Îndrăgostiții și nebunul. Nebunul poate să fie, uite, zero și magicianul cu spida, ăștia care sunteți mai la începutul zodiei. O luați de la zero și vă îndrăgostiți de altcineva? Ce faceți? Nu? Sau dacă sunteți îndrăgostiți între X și Y, trebuie să lăsați în urmă pe X pentru Y. Trebuie să alegeți. Decizie importantă în dragoste, că aveți. Aveți de unde să alegeți. Aveți slavă Domnului că sunteți berbeci, aveți de unde să alegeți. Alegeți tentația, alegeți lucrurile stabile, ce vreți? Oamenii care vă instigă, dar s-ar putea să nu vă ofere stabilitate? Sau oamenii care sunt mai reținuți, dar vă îndeamnă să-i explorați? Ia uite, faetonul, mergeți mai departe.
către, iar regele de pute se confirmă către un personaj stabil pentru unii. Lăsați în urmă, cineva v-a tentat, patru de cupe, cineva v-a tentat și ați rămas, ia uite, trei de spade, dezamăgiți triunghiuri amoroase. Nu, nu fi zis degeaba, da? Lăsați în urmă, luați-vă mașina. Am zis, lăsați, am zis corect că nu mai știu unde, nu sunt atentă ce zic, pentru că mă concentrez pe cuvintele care îmi vin în minte, în suflet. Da? Luați mașina, așa se zice, faetonul, poate unii, dar vorbim totuși de energie sexuală. Nu mai vorbim acum de mașină. Poate veți experimenta dragoste în mașină, rămâne de văzut. Bănuiesc că faceți cald acolo. Însă, pentru că apare în viitor totuși acest rege de monede, începeți să manifestați, dacă alegeți corect să o luați de la zero, puteți să mergeți, nu doar să rămână o alegere, să manifestați această victorie și să vă atrageți un partener stabil sau parteneră. Potent, cu pasiune, dar și stabil, pentru că nu este suficient să aibă pasiune, da? Dacă e doar o aventură. Și nu cred că asta vă interesează pe mulți dintre voi, pentru că se vede că ați suferit. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și tot ce e mai frumos pentru sufletul vostru. Vă pup, pa, pa!